Bună dimineața tuturor! Câteva lucruri pe care doresc să vă le aduc la cunoștință legat de activitățile și evenimentele ultimei perioade, adică mai precis din 5 septembrie până în 18. Activitatea poliției locale în această perioadă au fost executate 116 misiuni de patrulare pedestră și autoperaza municipiului Roman, din care 15 cu agenți de la Poliția Roman. În cadrul activității de prevenire a comiterii de fapte contravenționale au fost depistate și luate următoarele măsuri legale. Avertismente verbale 80, avertismente scrise 65, din care la regulamentul de gospodărire municipală 48, la alte acte normative 17. Sancțiuni contravenționale aplicate 53, în valoare totală de 10.950 de lei. La hotărârea de Consiliu 133, regulamentul de gospodărire municipală, un număr de 35, în valoare de 6.750 lei. La legea de 61, ordine publică 12, în valoare de 3.400 de lei. Acte alte normative 6, în valoare de 800 de lei. Plângeri și sesizări soluționate 177. Alte activități, măsuri de ordine și liniște publică la Complexul Moldova, măsuri de ordine și liniște publică la Stadionul Moldova cu ocazia desfășurării activităților sportive, patrulare periodică pe străzile Anton Pan, blocul 27, 31, 33, 28, 30, 32, Bulevardul Republicii, Sucedava, Smirodava, Tudor Vladimirescu și în special zonele în care sunt amplasate părculețe de joacă pentru copii, măsuri de ordine și liniște publică la Colegiul Național Roman Vodă Corpul B, măsuri de ordine și liniște publică în pietonalul Ștefan cel Mare cu ocazia desfășurării unui eveniment sportiv, Flash Move, patrulare în parcuri și alei pentru verificare persoane ce dețin animale, dacă respectă hotărârea Consiliului Local 51/2014, patrulare zona bibliotecii, măsuri ordine publică în parcarea Colegiului Național Roman Vodă cu organizarea TIF-ului, Târgul Internațional de Film, din 14-15 septembrie și de asemenea măsuri de ordine publică cu ocazia organizării crosului de toamne și săptămânii mobilității. O să mai revenim acolo. A fost o acțiune de altfel pe care am dispus-o pentru identificarea persoanelor care nu se respectă prevederile legale, hotărârea Consiliului Local 51/2014, hotărârea Consiliului Local 133/2009, modificată și legea 61, astfel încât să acționa pe raza municipiului Roman, în special parcurile municipale, zonele centrale și aleile, în vederea identificării deținătorilor de câini care nu respectă prevederile legale. Total, sancțiuni contravenționale 19, din care 3 amenzi în cuantum de 300 de lei, 8 avertismente scrise și 6 avertismente verbale pentru persoanele care scot câinii la plimbare pe domeniul public și nu au asupra lor obiecte necesare prevăzute de lege. O amendă în valoare de 100 de lei și un avertisment scris pentru deținătorii de câini care scot la plimbare pe domeniul public fără botniță și lesă. De altfel, de astăzi am dispus o nouă acțiune pe ceea ce înseamnă ordine și curățenie, depozitare mărfuri, materiale pe domeniul public, consum semințe pe domeniul public, țigări, mucuri de țigări, alcool și de asemenea câini cu stăpân. Este o acțiune care a fost comandată, țintită pe aceste obiective, pe ordine, curățenie, disciplină stradală în următoarele două săptămâni. De la Direcția Locală de Evidență a Populației vă informez cereri primite în ghișeu în perioada 5 septembrie, 18 septembrie, 731, cărți de identitate produse, 731, cărți de identitate liberate, 668, cereri de pașaport, 91, din care la Roman, 43. Total acte întocmite, 117, din acestea 63 de naștere, 26 de căsătorie, 28 de deces. Total certificate eliberate la cerere, 244, din acestea 169 de naștere, 36 de căsătorie și 39 de deces. Direcția economică ne informează că în această perioadă se încheie și situația financiară pentru Corpul V,
în urma și a hotărârii Consiliului Local aprobată de consilieri vineri și încercăm să finalizăm întregul proiect pentru care avem termen până la 30 septembrie, ceea ce înseamnă parte financiară, parte de audit, deci partea de documentații dincolo de partea efectivă care se vede de lucrări și de predare propriu-zisă. Direcția tehnică în această săptămână este axată pe documentația de avizare pentru semnalizare de la strada Ogoarelor, intersecții cu E85, datorită traficului major de acolo, a tirurilor și a mașinilor cu persoane care ies și intră la TRV. De asemenea, săptămâna asta se finalizează și partea de documentație anvelopare blocuri. Sperăm săptămâna viitoare să depunem așadar al cincilea proiect pe fonduri europene. Și de asemenea am solicitat completarea anexei 3 pentru a încerca un demers împreună cu seminarul Arhiepiscopia a fi depus la Ministerul Dezvoltării Regionale pe PNDL, pe ordonanța 28. Acolo unde suntem înaintați, așteptăm doar singurul document, autorizația de construire de la Consiliul Județean pentru a depune și pentru Poarta Nord. Deja drumurile pe care le-am făcut la București, nu mai e ca altă dată când vă spuneam că mă duc la București ce am făcut, pentru că lucrurile nu se mai pot povesti chiar așa ca altă dată, dar suntem într-o fază înaintată în sensul obținerii finanțării pentru Poarta Nord. Urmează aceste ultime documente să le ducem. Eu sper că în luna octombrie, începutul lunii octombrie, să dăm drumul și la lucrări, să începem lucrările și mi-aș dori foarte mult până la sfârșitul acestui an să fie și încheiate. De la Complexul Sportiv și de Agrement Moldova, în perioada 1 septembrie, 18 septembrie, total încasări la strand 38.826 de lei pentru 4.132 de persoane care au participat. Sâmbătă 3.593 de lei, au participat 289 de persoane în zilele de sâmbătă, iar în zilele de duminică 1.017 persoane, încasându-se 12.338 de lei. Total încasări la Foișoare, 2385 de lei, au fost închiriate 99 de foișoare. Sâmbătă, 20 de foișoare închiriate, pentru care s-a încasat suma de 480 de lei, iar duminica, în zile de duminică, 50 de foișoare, deci numai în weekend 70, pentru care s-a încheiat 1106 lei. Nu am avut probleme semnificative, de altfel activitatea la Complexul Moldova s-a încheiat în strand, rămânând în continuare doar pentru zona de picnic. Din această săptămână începe conservarea pentru zona de strand, depozitarea tuturor ce înseamnă șezlonguri, umbrele, pregătirea pentru perioada rece. Direcția Administrației Piețe Obor Bazar, la solicitarea unor cetățeni, s-a montat o bară de acces la intrarea în piață, deși erau două montate pe perete. Am mai montat și una în față, poate sunt persoane în vârstă sau cu probleme la deplasare. E rezolvată și această problemă. De la APASERV vă informez că avem o problemă pe zona de canal, în Ion Creangă, blocul 1 și Bulevardul Republicii 54, cu schimbare de planșeu și capac, deci cu modernizare în zonă, iar pe apă o avarie în Aleea Revoluției la blocul 15. În perioada care s-a încheiat, pe apă s-au rezolvat mai multe pierderi în branșamente, în Mihai Viteazul 65, Primăverii 54, în Republicii numărul 11, Mihai Viteazul 63. Pe zile. Pierdere distribuției în Veronica Miclei la CT14, înlocuire robineți concese în Bulevardul Republicii 48, strada Miron Costin 23, Dobrogeanu Gherea 21, înlocuire capacă mii de apometru, Smirodava blocul 58. Pe canal s-a verificat curățat manual în cămine, în Ștefan cel Mare blocul 11, în Creangă blocul 1, Bulevardul Republicii 54, pe rețeaua comună, în Ion Creangă, blocul 8, scara C, în Gloriei, blocul 2A. Aici așteptau cetățenii să le spun, sper să urmărească conferința de presă, de s-a rezolvat problema și în Gloriei, blocul 2A
și în aleea Tudor Vladimirescu la zona blocurile 2-3-5, Anton Pan, blocul 5, Palainte Doniș, blocurile 3-6-8, Bulevardul Republicii 46, în Mihai Eminescu, blocurile 7-8-9-10, plus Stradal, zona Tudor Vladimirescu, Bulevardul Republicii. De asemenea, s-a intervenit și cu autul curățitoarea în zona Ștefan cel Mare, blocurile 7-11-13, în Aprodu Arbore, blocurile 1-3-5-7, pe zona de rețea comună, în Aleea Tudor Vladimirescu, blocul 2-10, în Anton Pan, blocul 5-15, în Roman Mușa, blocul 35, scările FG, în Bulevardul Republicii, blocul 46 și blocul 56, scara A, în Mihai Eminescu, blocul 7-8-9-10 și Stradal, pe zona Tudor Vladimirescu, Bulevardul Republicii, în Aprodu Arbore, blocul 7-9, în Ion Creangă, blocul 12, în zona Alba Iulia, numărul 8 și Stradal în Banatului, pe strada Interității, intersecție cu Dr. Coc, chiar la o solicitare venită de la audiență aici, rezolvat și aici, în Aleea Liliacului, blocul 9, scara C. S-au finalizat aducerea la cotă ramă și capac în Gloriei, blocul 2A, scara B, tot solicitare de la audiență, înlocuire ramă și capac Ion Creangă, blocul 8, scara C, tot solicitare de la audiență, completare capace cu tablă, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 3737A și Ion Creangă, blocul 1, scara B, tot solicitare de la audiențe, demarat reparații la cămine în Ion Creangă, blocul 1, scara B și Bulevardul Republicii, blocul 54, scările C, pe care le-am și anunțat că se rezolvă în această săptămână. De la serviciul situații de urgență, în perioada precedentă s-au desfășurat mai multe activități. În data de 2 august, între orele 7:45-9:30, serviciul a intervenit pentru doborârea unui arbore uscat care risca să se prăbușească în parcul municipal între zona Foișor și Lac Agrement. De asemenea, în 9 august, între orele 8:30-15:30, serviciul a intervenit în parcul municipal la doborârea a doi arbori uscați, care de asemenea riscau să prăbușească peste aleile din apropiere. În data de 17 august, între orele 8:45-10:30, serviciul a intervenit pentru doborârea unui arbore uscat din parcul municipal în zona Casa Vânătorului și locul de joacă, pericol de căzut peste copii. În data de 20 august, între orele 13:45-14:50, serviciul a intervenit pentru degajarea mai multor cabluri care blocau intersecția strada Prundului cu strada Salciei din cartierul Nicolae Bălcescu. În data de 23 august, între orele 17:30-18:10, serviciul a intervenit pentru degajarea doi arbori care s-au prăbușit în parcul municipal. În data de 7 septembrie, între orele 19:05-15:19:30, serviciul a intervenit împreună cu detașamentul de pompieri din Roman pentru stingerea unui incendiu la un magazin de pe strada Bogdan Dragoș, blocul 7. S-a constatat că fumul care ieșea pe fereastră era degajat de aparatul folosit la debitare de material plastic, așa încât lucrurile au fost mult mai simple decât telefonul primit prin sistemul de anunț pe urgențe. De asemenea, serviciul ne informează că decolmatarea pârâului tinosului, o lucrare pe care am început-o în urma constatării nefuncționării pe perioadă de ploi abundente și inundații, s-a desfășurat în proporție de 30%, deci pe pârâul tinosului în cartierul Nicolae Bălcescu. Suntem în fază de licitație a canalizării în zona Nicolae Bălcescu, strada Nicolae Bălcescu, Petru Rareș, Avrea Meancu din cartierul Petru Rareș. Am înțeles că deja sunt înscriși 9 ofertanți, constructori. Licitația se va face electronic, așteptăm cu interes câștigarea acestei lucrări pentru a putea să ne apucăm și de rezolvarea problemei din cartierul Petru Rareș, zona strada Nicolae Bălcescu, strada Petru Rareș, strada Avrea Meancu, cu rezolvarea problemelor de acolo. Direcția de asistență socială a terminat cu depozitul de alimente, s-au livrat alimentele venite prin sprijin la comunitatea europeană. Se pregătesc documentele pentru tichetele educaționale, copiii din grădinițe. Tichetele sociale de săptămâna viitoare, de pe 26 septembrie, se distribuie. Vom distribui peste 2500 de tichete sociale. De asemenea, direcția de servicii edilitare montează stâlpi E85 pentru semaforizarea de la ogoarelor și execută grop pentru extinderea iluminat public pe Cocorilor, strada Cocorilor. De azi începe și pe zona de extindere iluminat public. Voi reveni acum pe
ceea ce înseamnă lucrări de la Direcția de Servicii Edilitare pe servicii. Serviciul întreținere drumuri, alei, parcări informează că în perioada 2-18 septembrie formația de construcții a continuat lucrările la centrala termică a primăriei, a confecționat geamuri și tocuși pentru camere din blocul 2 din strada fabricii, confecționat ștacheți pentru bănci necesare în străzile Roman Mușa și Tineretului, confecționat elemente pentru puntea spre Cotul Vameș, a continuat asfaltarea locurilor de parcare în fundătura Păcii blocul 4 și din Rodava 43, asfaltat trotuare și zone stradale în strada Panaint Moșoiu, a refăcut glafurile în urma montării geamurilor de termopan la două săli de clasă de la grădinița din Ion Creangă, a refăcut șumeaua cu unei săli de clasă la școala Mihai Eminescu, a reparat locul de joacă din strada Anton Pan blocul 9, a înlocuit jardinierile putrede pe bulevardul Roman Mușat, a montat în beton caruselul din părculețul de joacă din spatele magazinului Altex și părculețului de joacă din Dobrogeanu Gherea, a asfaltat trotuarul de la baza blocului 4 din fundătura Păcii, a continuat asfaltarea locurilor de parcare în strada Tudor Vladimirescu blocul 19, a asfaltat alei și trotuar la baza blocului 7 din Ecaterina Teodoroiu, a asfaltat locuri de parcare în strada fundătura Păcii blocul 4 Smirodava blocul 43, a asfaltat zone rămase în urma intervențiilor societății Apa Serv pe următoarele străzi: Cornului, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Renașterii, Matei Milo, Bulevardul Republicii, Martir Horia și Anton Pan, zona blocului 36. De asemenea, intervenții la instalația de alimentare cu apă la centrala din strada fabricii, care a fost rezolvată. Activități executate de serviciul de administrare, parcuri, sere și spații vers. Activitatea de agrement cu ambarcațiuni pe lac și închiriere teren din parc, încasări de 11.310 lei, planta crizanteme în zona de barcader și în jardinere din zona Fântâna Arteziană și a Muzeului de Științe Naturale, cosit, adunat, transportat iarbă și resturi vegetale, lăcuit împrejmuirea din căprior de la insula Cascadă și de la adăpostul de păsări pentru protecție împotriva factorilor meteorologici, pregătit și plantat butaj de trandafiri în vederea replantării în următorul sezon, amenajat împrejmuire cu piatră ornamentală alie trandafiri de la intrarea dinspre strada Ștefan cel Mare, unui statuia lui Ion Ionescu de la Brad, ridicat la nivel 0-100 de metri de pavele din alei, reparat și montat volierele la păsări, reparat și studat mecanismul de propulsie hidrobiciclete, s-au vopsit toboganele la locul de joacă, impermeabilizat suprafața de barcader pentru aplicare de bite lock cu rășini și ceară rezistent la umiditate, reparat instalații recirculare apă, lac, agrement, cascadă, s-au premarcat arbori uscați și afectați de factori biologici în vederea punerii în valoare de către organele silvice, pregătit terenul pentru planta bulbi, lalele și zambile. Apropo de plantat flori, de copaci, de toate aceste lucrări pe care noi le facem pe zone, informez încă o dată că toate aceste plante noi le producem în seara de la Primăria Municipiului Roman. Deci, știu că erau câteva comentarii, că tot se schimbă, cât costă, deci le producem în seră, nu le cumpărăm de nicăieri, ca să fie foarte clar. Formația serii și spații verzi, cosit, iar un oraș fără flori și fără plante arată ca... Nu vreau să dau o denumire de un oraș acum să jignesc pe cineva. Cosit Strand, Bulevardul Republicii, Mihai Viteazu, Smirodava, grădinița strada Roman Vodă, grădinița numărul 2, zona favorit, strada Uituz, completat jardinierii de pe 85, plantat în zona panoului publicitar de la primărie, prășit zonele plantate și udat. Sperăm să plouă și să nu mai avem problemele pe care le-am avut cu această secetă de acută de așa. Direcția Servicii Edilitare, dar de această dată pe Serviciu Energetic și Lumina Public, s-au reparat 10 bănci din cele 16 relocate care au fost aduse din piața Roma Mușat la platformă, au fost înlocuite aici cu un alt stil în față. S-au montat 2 bănci pe strada Vasile Alexandrii și 3 la centru militar, s-au montat plasă la gardul despărțitor de la platformă, s-a confecționat și montat stâlpi pentru semaforizare în strada Ogoarelor cu strada Ștefan cel Mare, s-a finalizat executarea de gropi pentru plantare de stâlpi pe strada Cocorului, cartierul Nicolae Bălcescu
și s-au dus resturile de borduri pentru fixare stâlpi, s-au reparat 13 bănci din cele 16 luate și s-au montat 3 bănci pe Chimie, 3 bănci la Centrul Militar, 4 bănci la Strand, o bancă pe Anton Pan, 2 bănci pe Sucedava, din cele care au fost ridicate și reparate, vopsite, rearanjate. Formația Ilumina Public întreține fântâni arteziene, fântâna de la poliție pietonal Sergiu Celibidache, intervenții la Ilumina Public 32, s-au executat lucrări de montare, demontare cablu pentru caravana de filme, care a avut loc aici în centru și care a avut un, zic eu, un succes foarte mare. În prima zi au fost între 350 și 400 de persoane, a doua zi aproape 500 de persoane. S-a făcut prelungiri de iluminat stradal pe strada Zambilelor, cartierul Nicolae Bălcescu, executat, așa cum vă spuneam, grob pentru plantare stâlpi, semaforizare ogoarelor și pe strada Cocorului în Nicolae Bălcescu. În perioada următoare ne-am propus de asemenea rezolvarea unor probleme cu prin intervenții la iluminat public, verificare prizei de pământ, începem să plantăm stâlpii pe strada Cocorului pentru extindere iluminat public, montare bănci la Asociația 13, blocurile 11 și 13, conform programărilor făcute, extindere, platformă, containere pentru gunoi pe aprodul arborei, facem o relocare de platformă și o extindere acolo, montare lampă și prelungire rețea aeriană pe strada Zambilelor în cartierul Nicolae Bălcescu, finalizare, reparații bănci aduse din piața Roman Vodă, adică să le terminăm de reparat pe toate și apoi să le relocăm. Activitatea Serviciului Administrare Parcări. S-a retrasat integral parcarea de reședință 91 cu 51 de locuri de parcare de pe strada Cea Rosete, blocurile 146, s-au inscripționat numere în parcări de reședință Răzlețe, s-au marcat două parcări pentru persoane cu handicap, una pe Anton Pan la blocul 5 și una pe strada Gloriei în parcare de reședință pe 51, s-au retrasat integral parcări publice cu plată cu galben pe strada Libertății, pe bulevardul Roma Mușa vis-a-vis de în zona Veronica Micle Hotel, pe strada Cuza Vodă la Poșta Mare și vis-a-vis de Spitalul Vechi, pe Tineretului, pe bulevardul Roman Mușat, zona Pascal Primăriei, pe Dobrogeanu Gherea, Oituș și Unirii. Indicatoare rutiere, s-au foliat, montat indicatoare oprirea interzisă, interzisa virală la stânga și interzisa virală la dreapta, pe strada Smirodava, precum și accesul interzis pe strada Oituș. Repoziționat indicator parcare publică cu plată pe strada Tineretului la corpul Bela Roman Vodă, repoziționat indicatoare pe strada Ionescu de la Brad și pe strada Petru Rareș, remontat limitatoare de viteza variate pe Bogdan Dragoș la școala 6 și pe Mai Viteazul la școala 8, folia două indicatoare parcare pentru persoane cu handicap, repoziționat indicatoare pe Anton Pan și pe strada Petru Rareș, toaleta vegetații în dreptul indicatoarelor pe bulevardul Nicolae Bălcescu. În parcări de reședință s-au primit 9 cereri solicitare loc în parcări Răzlețe și s-au întocmit procese verbale pentru licitația din 8 septembrie. S-au eliberat 8 contracte de parcări, s-au actualizat baza de date la un număr de 33 de contracte de închirieri parcări noi, s-au început înscrierile pentru licitația de parcări de reședință din data de 22 septembrie în următoarele locații. Strada Anton Pan, blocul 10, 12, 14, 16, 18, 32, 34 și 36, cu 115 locuri. Deci am anunțat să nu se spună că nu s-a știut. Anton Pan, blocul 10, 12, 14, 16, 18, 32, 34 și 36. 115 locuri sunt scoase la licitație. Strada Mihai Viteazul, blocurile 2, 3, 11 locuri. În total 126 de locuri. La parcările publice cu plată s-au efectuat operațiuni de întreținere parcometre, setare aparate, schimbat hârtie imprimantă, verificat tensiune de alimentare, legătură rețea cu panou solar, verificare în parcări autoturisme și înștiințare de plată prin fluturaj de informare atunci când este cazul, operațiuni de mentenanță atât curente cât și intervenții la solicitarea cetățenilor prin telefonul de intervenție afișat pe parcometre. S-au eliberat 3 tichete abonament în valoare de 120 de lei, încasări parcometre pe cele 21 de bucăți, 8.277,1 lei. Total încasări parcări publice cu plată, 8.397,1 lei. Sece Locato va interveni în zona Smirodava intersecții cu Vasile Conta, tot la o solicitare de la audiențe. Se repară 3 gaghere, care două dintre ele sunt prăbușite. Libertății se curăță gaghere pe strada Libertății azi dimineață și mâine dimineață. Se montează capace la gaghere pe Varter Mărăcineanu la lucrarea nouă.
curățare coșuri de fum la Colegiul Tehnic Petru Ponin și la locuințele sociale. Cam acestea au fost activitățile din ultima perioadă. Am să vă trec în revistă și principalele evenimente. Luni, așadar, a fost deschiderea anului școlar 2016-2017, în ocazie cu care am participat la 9 unități școlare la deschiderea anului școlar și am continuat campania începută în urmă cu 3 ani, Te ajut să înveți. S-au distribuit 240 de ghiozdane echipate către elevii cu situație materială precară. Iar apoi, în jurul prânzului, a avut loc operativa mare în primărie cu principalele activități după deschiderea anului școlar, așadar. Marți am avut participare la ședința Comitetului Director Asociației Municipiilor din România la București și, așa cum v-am zis, și 2 vizite la 2 ministere cu care purtăm discuții și păstrăm colaborarea, încercând să rezolvăm diverse probleme, unele cred că se vor vedea în perioada imediat următoare. Miercuri, ședință cu privire la acea problemă cu închirierea spațiilor pentru programul After School, cu juriștii din primărie, șeful biroului evenimente speciale, urbanismul, secretarul, iar apoi întâlnire și cu directorii de unități școlare. Mai avem o discuție privind organizarea unui târg în decembrie și a unor surprize frumoase pe care le vrem să le facem aici în centru. Nu devoalez încă, dar cred că vor fi niște elemente de noutate și de maxim interes pentru tineri, pentru copii și nu numai, zic eu. Un alt sistem, o săptămână de târg în decembrie, și apoi și în prima parte a lunii decembrie și în ianuarie și chiar până la sfârșitul februarie o amenajare frumoasă aici pentru romașcani. Joi, întâlnire la Fabrica Agrana pe diferite teme și activități pe care dorim să le facem în debutul lunii decembrie. De asemenea, alte surprize pe care le pregătim pentru romașcani, lucruri cu totul speciale, lucruri noi. În momentul când ele prind contur, am să vă informez exact, punctual și prin dumneavoastră am să aduc la cunoștință și romașcanilor. Apoi a avut loc simpozionul regional Green Cities, Green Regions cu Fundația Terra Millennium 3, cu participanți de județele Neamț, Bacău, Botoșani. Vineri, discuție pe proiecte cu reprezentanți din București. Încercăm să conexăm lucrurile. Apoi ședința de Consiliu Local de îndată. Deplasare ulterior la Piatra Neamț. A avut loc și deschiderea anului școlar la Clubul Copiilor, la Complexul Moldova. Sâmbătă, Săptămâna Mobilității Europene, cu activități pentru toți elevii pe categorii, clasele 0, 4, 5, 8 și 9, 12, au fost 175 de participanți efectiv. La Centrul Social Melchisedec Roman a avut loc activitatea filantropică Lăsați copiii să vină la mine. Sâmbătă și duminică am fost și am oficiat mai multe căsătorii la solicitarea unor tineri din municipiul Roman care au ținut în mod deosebit să le oficiez căsătoria. Le-am onorat această cerere și am fost alături de ei, urându-le sănătate, casă de piatră și multă fericire. Cum acestea au fost datele, am încercat să mă încadrez într-o jumătate de oră. Se pare că am și reușit cu toate datele din ultima perioadă, adică cam tot ce înseamnă luna septembrie, de la început până în prezent, când intrăm în ultima decadă a lunii septembrie. De asemenea, marți și miercuri a avut loc târgul internațional de film, v-am spus, începând cu ora 21, aici în parcarea de la Roman Vodă,
au fost acțiuni frumoase, apreciate de Romașcani, de moment ce au fost circa 400 de oameni în prima seară și aproape 500 în a doua. Deci, cred că e o acțiune frumoasă pe care ne propunem să o continuăm și anul următor. Vom avea locații, sper eu, ori aici, ori în pietonal, acolo unde am amenajat zona de anfiteatru și sperăm anul următor să poată fi folosită, ori chiar în zona de strand, acolo unde avem în lucru și o documentație pentru o structură privind amenajarea de tribune către scena care deja a fost construită. Deci lucruri frumoase, lucruri care se pot desfășura în diferite locuri ale orașului. Avem oportunități, avem așadar create premisele unei activități social, cultural, artistice, sportive, cât mai variate și duse cât mai aproape de cetățean. Cam asta am dorit eu să vă transmit. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. E o lucrare mare pe care o facem acum, o lucrare puternică care se desfășoară cu cei care au construit hidrocentrala, care lucrează cu utilaje mari și care, odată făcută, sperăm să țină câțiva ani de zile. De mai mare anvergură, da. Așa vrem. Și de timp, da. Da. A fost completat actul normativ și acum vor fi mai mulți beneficiari. Aveți idee cam cât a fost? Nu. Până în 50 au fost prima dată, nu știu în cât pot ajunge acum. A, m-ați întrebat la cât pot ajunge? Nu. Cât au fost? Până în 50. Până în 50. Puține solicitări acum. Și spuneați că s-au efectuat niște elemente, s-au conversionat niște elemente pentru contra de la Cotovaneș. Da, de reparat. Nu, ăla e un proiect pe care îl avem, proiectul a fost deja finalizat și sperăm anul viitor să intre pe finanțare, să-l putem face cu totul, întreaga punte. Nu, acum e ca să se poată circula în condiții normale. Reparații curente. Ok, cu plăcere. Nu? Nu? Doamna Flora? Ce a făcut? Deci, la începutul anului, dumneavoastră a dat un împrumut. De unde? De la Consiliul Județean. Da, Consiliul Județean dă împrumuturi? Și să se referă la partea de cofinanțare pentru proiectul de management. Deci, da, asta se referă. Au dat niște bani pentru partea de cofinanțare. Nu, banii aceia au venit repartizați pe partea de echilibrare bugetară. Punct. Banii aceia nu au avut o destinație specială, nu au venit într-un capitol special, pentru că dacă erau într-un capitol special și eu îi duceam în altă parte, era deturnare de fonduri. Și fiți convins că la simpatia pe care o am eu din acea parte, nu mă ierta nimeni. Nu. Banii aceia au venit pentru echilibrare bugetară și au mers pentru nevoile municipiului Roman. Avem în vedere și partea aceasta de managementul deșeurilor și la APA SERB, am așteptat rectificarea, funcție de ce bani vor veni, vom rezolva și această problemă. Am mers în general pe principiu că cămașa e mai aproape de corp decât cojocul și m-a interesat întâi să rezolv problemele municipalității. Și acelea sunt niște probleme pe care le avem, obligații către terți, către cei externi. Am mai virat niște bani și în această vară către APA SERB, vom mai vira niște bani și către Eco Neamț, dar funcție de posibilități. Vis-a-vis de întrebarea, deci nu a fost niciun împrumut, Consiliul Județean nu dă împrumuturi. Au fost niște bani care ni s-au cuvenit pe repartiție, pe echilibrare bugetară, punct. Mai departe, dacă discutăm despre subiectul cu spitalul, da, sigur,
M-am întâlnit, a fost la deschidere președintele Consiliului Județean, am dat mâna și am făcut o invitație pe care sperăm în această săptămână să o putem concretiza pentru a veni dânsul la Roman și a vedea la fața locului despre ce-i vorba, că deplasarea mea la Piatra Neamț nu ar aduce consistent nimic nou în afară de documentațiile pe care noi oricum deja le-am trimis către Consiliul Județean solicitând fonduri. Mai departe, pentru că s-a aruncat și acea parte de cofinanțare pentru acest proiect, vreau să vă spun că acest proiect a fost asumat de către președinții dinainte ca un proiect de finanțare în totalitate de către Consiliul Județean, pentru că el se ridică la o sumă totală de până în 11 miliarde de lei vechi. Și atunci solicitarea mea pe care am făcut-o la vremea aceea președintelui Culiță Tărâță, Dumnezeu să-l odihnească, a fost că dacă la Consiliul la Spitalul Județean se varsă anual sume între 50 și 100 de miliarde de lei, atunci am zis că poate n-ar fi rău dacă pentru 2-3 ani de zile s-ar da în total 11 miliarde pentru Spitalul Roman. Deci nu a fost un program am înțeles că s-a întrebat câți bani a pus Primăria Municipiului Roman. Primăria Municipiului Roman a pus bani pentru alte proiecte cu spitalul. Acesta a fost asumat în integrum de către Consiliul Județean, pentru care s-a dat prima parte, iar acest proiect a fost cunoscut și asumat și de către președintele Consiliului Județean din acea vreme, Culiță Tărâță, cu care l-am început și cu care am discutat, și cu președinții următori, președintele interimar Constantin Iacoban, cu președinta Emilia Arcan, care cunosc această situație. Mai mult decât atât, noi în această vară am făcut mai multe demersuri către Consiliul Județean, aducându-le în scris la cunoștință lucrurile, cum evoluează și în ce stare sunt. Așa cum spuneam la întâlnirea de la deschiderea anului școlar, am vorbit despre o vizită aici, invitându-l pe domnul președinte să vină domnia sa la Roman, pentru a merge chiar în spital să vadă și obiectivul pentru care se finanțează. Pentru că nici măcar în spital, în Consiliul Județean, nu se știa foarte bine dacă e adus, dacă sunt obținute avizele. Deci este adus, este montat și sunt obținute toate avizele. Așteaptă ultima plată pentru a se putea rezolva această problemă. Vreau să vă spun că Primăria Municipiului Roman ar fi rezolvat ea singură această problemă până la urmă. N-am fi stat cu mâna întinsă. Au fost probleme care ne-au dat peste cap cu privire la Colegiul Național Roman Vodă Corpul B. Lucrările ascunse, viciile de lucrări, zona de verificări de poligon și de testare, studiile făcute cu Universitatea Tehnică din București, profesorii universitari, tehnicienii care au venit, escaladarea costurilor. Ați văzut că în ședința de vineri a trebuit să aprobăm costurile suplimentare. Costurile suplimentare se ridică la sume destul de mari, de peste 8 miliarde de lei. Gândiți-vă că nu sume mici. La momentul la care inițial tehnicienii îmi spuneau dacă oare n-ar fi mai bine, tehnicienii care veneau să analizeze situația de aici, dacă n-ar fi mai bine să demolăm Colegiul Național Roman Vodă Corpul B, fiind fracturat și fiind într-o situație foarte grea, în momentul în care am văzut că după primele două teste rezultatele erau negative, gândiți-vă că nici nu puteam să dorm noaptea. Ori m-am gândit că 8 miliarde e un cost infim, foarte mic, vis-a-vis de importanța acestui monument și vis-a-vis de faptul cât ar fi costat demolarea și construirea altuia după chipul și asemănarea celui vechi. Eu zic că tenacitatea și determinarea au dus până la urmă să finalizăm acest obiectiv, pe care nu vreau să mă laud, dar nu știu cât l-ar fi dus până la capăt. Pentru că a fost o problemă foarte grea, zile și nopți, săptămâni, alergat, Iași, București și așa mai departe. Nu vreau să mă martirizez, dar așa a fost. Aceste costuri sigur că au escaladat în buget și atunci sigur că ne-au dat un pic bugetul peste cap, ținând cont că noi la 30 septembrie trebuie să încheiem cu totul acest proiect. Când vorbesc că îl încheiem cu totul, nu numai din punct de vedere al lucrărilor și a imaginii lucrului material care se vede, ci a verificărilor, auditului, a recepției și a sumelor, trebuie să încheie tot. Drept pentru care sigur că ne-au dat peste cap un pic bugetul. Noi încercăm să încheiem anul ăsta în condiții normale, dar n-am mai reușit, că altfel rezolvam problema la spital. De aceea eu cred că Consiliul Județean trebuie să fie un partener pentru toate localitățile. Și dacă pentru anumite lucruri se fac finanțări, și bine că se fac, nu sunt eu omul care să mă apuc să critic, ori sprijin pentru biserici, ori sprijin pentru zilele comunelor, ale orașului și așa mai departe, eu cred că un obiectiv de această importanță, care înseamnă sănătatea romașcanilor și nu numai,
Romanul deservește circa 200.000 de locuitori din zona Romanului, circa 25 de comune, dar și 15 comune din județele Iași și Vaslui. Drept pentru care este un spital de importanță regională, aș putea eu să spun, și cred că dacă în 3 ani de zile se acordă acestui spital 11 miliarde de lei vechi față de circa aproape 250 de miliarde în 3 ani pentru spitalul județean, eu zic că nu e un capăt de țară și eu cred că omenia și interesul public administrativ se vede prin implicare. De aceea noi am solicitat înțelegere și de ce nu o vizită la fața locului pentru ca lucrurile să poată vedea cu propriile simțuri și a nu fi interpretate. Îl scoate pe perioadă determinată la concurs. Mie mi se pare ok ceea ce se întâmplă. Cred și concursul pentru profesor trenează de atâta vreme și eu am analizat un pic metodologia și mi se pare destul de obiectivă. Vreau să vă spun că sunt două elemente de verificare de maximă obiectivitate. Unul este CV-ul care se punctează pe itemi. Deci ceea ce ai acumulat în viață, ceea ce te-ai școlit, te-ai trăinuit, experiențele pe care le ai, rezultatele se cuantifică într-un punctaj. Punctajul acesta nu trebuie să fie mai mic de 35 de puncte. Deci este o chestie obiectivă, nu poate să intervină nimeni acolo, te evaluezi singur după grilă. Un al doilea este lucrarea scrisă. Lucrarea scrisă este subiect unic pe țară. Vine subiectul dimineața pe țară, se dă lucrarea scrisă, e grilă, ai terminat lucrarea, se verifică cu cheia, ca la școala de șoferi. Deci, lasă loc de practic deloc de interpretări. Și iese și acolo un punctaj, care nu trebuie să fie mai mic de 35 de puncte. Și al treilea este interviul. La acest interviu participă unul din inspectorii generali, participă inspectorul pe management a inspectoratului, inspector de specialitate, dar participă și doi reprezentanți ai administrației publice locale. Noi am luat hotărârea că atât îi veni, nu-i dat lămurit în detaliu administrație publică locală. Noi am gândit că administrația publică locală este constituită prin cei doi piloni, partea legislativă și anume Consiliul Local și partea executivă, instituția primarului. Drept pentru care noi vom trimite acolo un reprezentant al primarului și un reprezentant al Consiliului Local. În următoarea ședință de Consiliu Local, dacă astăzi nu se va întâmpla nimic în Senat vis-a-vis de o inițiativă de a opri concursul directorilor, vom nominaliza și reprezentanții Consiliului Local în concursurile pentru directori. Deci, lucrurile mi se par destul de bine conturate. Pot intra, concursul se poate da, și poate intra în vigoare începând cu anul următor financiar, ținând cont că directorul este și ordonator de credite. Deci, faptul că nu s-a întâmplat de nu știu câți ani de zile, nu cred că a fost mai bine, creând această stare de nesiguranță, dacă vreți. De altfel, eu cu directorii care am vorbit, să știți că așteaptă concursul. Mulți dintre ei s-au pregătit foarte bine și nu-i deranjează cu absolut nimic, bai din contră vor o certitudine. Și ei consideră că acest concurs îi vor așeza în matricea managerială firească, ceea ce văd eu că ar fi foarte bine. Iar dacă oamenii se pregătesc, continuă tot ei. Nu văd nicio problemă să continui dacă oamenii sunt bine pregătiți. Au fost definitivate listele la PNL Neamț pentru parlamentare și dacă vă regăsiți pe aceste liste? Nu a fost nicio ședință de analiză și de formare a listelor.
Probabil se va întâmpla în perioada imediat următoare, alegerile ați văzut că vor fi tocmai pe 11 decembrie, așa încât listele trebuie depuse tocmai pe 27 octombrie. Fiind depuse pe 27 octombrie, este tot timpul să se facă analize, sondaje, astfel încât să se vină cu liste cât mai bune, astfel încât oamenii să aibă ce susține. Iar funcție de discuțiile care vor veni, atunci se vor lua deciziile și atunci voi lua și eu decizia. Până atunci vedeți că eu mă ocup de administrația publică locală și vectorizez lucruri care inclusiv trec de luna decembrie și trec de anul 2016 în 2017. Deci gândul meu este la primărie să-mi fac treaba foarte bine, iar dacă va fi vreun lucru să aducă vreun element de noutate, am să vi-l comunic la timpul respectiv. Ei, se va face, dar de unii bani? Am dat banii la Sternăm Roman Vodă, de unii să fie bani? S-au învățat oamenii la Roman că se face buget de un leu și se cheltuiesc 3 pe an. Numai eu știu ce hocus-pocus preparatul s-am făcut ca să meargă lucrurile. Nu, lucrurile se vor face și se vor echilibra funcții de buget. Funcții de, n-ați văzut, rectificările n-au venit, nu s-au rectificat niciun leu. Deci n-a venit niciun leu în bugetul local. Ce s-a făcut se cam încheie pe anul acesta, continuă lucrările mari, restul se vor programa pe anul următor. Atât. Nu s-a întâmplat nimic pentru că nu s-a mai aprobat fonduri pentru anele și nu s-au dat nu numai la Roma, nicăieri în țară. Noi avem două blocuri propuse, proiectate, care sunt în formă avansată depus la anele București. Așteptăm, de acolo am purtat discuții cu directorul general, cu domnul Stan, de la ANL București, și dânsul așteaptă repartizarea și să vedem ce se va întâmpla. Erau promisiuni pentru anul ăsta. Am avut promisiuni pentru anul ăsta. Din păcate, lucrurile, după cum se vede, nu au pornit, probabil nici la nivelul guvernului banii nu sunt foarte mulți, și atunci se creează pe priorități. Ați văzut că s-au dat ca prioritate zero drumurile, autostrăzile, se încearcă master planul și probabil mă gândesc eu că și din acest punct de vedere. Dar țin legătura și mă zbat ca măcar aceste două blocuri să fie prinse, dacă nu reușim anul ăsta, măcar pe anul următor. Până la 90 de zile pentru încărcarea stației și am înțeles că în luna octombrie finalizează. E de bine, așa știu eu. Nu mai trebuie să vină cu autorizație, trebuie să ne libereze autorizația, pentru că se desfășoară pe teritoriul a două OAT-uri și atunci autorizația de construire o dă de că la Consiliul Județean. Am pus toate documentele, știu că au fost și verificate, eu așteptam sau cel târziu mâine să obținem aici. Sper să iasă autorizația. Eu sper să iasă, că este un document. Sigur că el poate fi întârziat, dar eu cred că trebuie să lucrăm pe acțiuni de bun simț și să ne ajutăm, că până la urmă orașul ăsta nu e numai orașul meu, e orașul Romașcanilor și orașul parte din județul Neamț. Dacă nu mai încăpem în județul Neamț, ne mutăm în județul Bacău, asta este. Eu sper să încăpem. Avem proiectul făcut, așteptăm linia de finanțare pe ceea ce înseamnă fonduri structurale pe învățământ și pe sănătate. Avem și pentru centrul imagistic de la spital, avem două proiecte frumoase, dar încă nu au fost adoptate la nivelul Comisiei Europene strategia de dezvoltare durabilă sectorială pe învățământ și pe sănătate. Odată aceste propuse se va trece la partea a doua de structurare a ghidurilor care trebuie să intre în dezbatere publică. După dezbaterea publică vor fi lansate. Atunci, în momentul ăla, vom fi în măsură să depunem și noi proiectele pe sănătate și pe învățământ. Deocamdată nu sunt deblocate și nu sunt lansate fondurile pentru cele două sectoare. Am înțeles. Dar pe proiectele pe care le-am depus acum noi în aceste luni, avem și niște termeni, adică noi când așteptăm acele răspunsuri? 6 luni, 8 luni. Deci nu există până la finele anului? Nu există. Ele nu se merg pe calendaristic. Ele merg termene pe evaluare, pe etape, pe... Și avem măcar un răspuns sau o primă etapă dacă am trecut? Am trecut de primele două etape cu toate. Două și mai urmează? A treia. Da, da, aia e cea mai grea. Evaluarea. Bun, și aici au fost respingeri, într-adevăr. Noi am trecut. Să vedem să se încadreze în fondurile
ADR Nord-Est. Pentru că... A, noi suntem noi fondurile de împărțit mai pe asta, adică este pe Nord-Est și... Dar totdeauna a fost așa. Deci porul se implementează prin agențiile de dezvoltare regională. Da, dar bun, dacă nu sunt bani, de exemplu, pe partea de vest, dacă nu vine nimeni, nu se distribuie bani? Nu. Decât la sfârșitul exercițiului financiar. Cum s-a întâmplat că n-am prins Roma în vodă. Da? Până atunci nu. În schimb apare o altă, un alt element dacă ați vrea, nu știu, eu nu știu dacă am dreptate în totalitate, nu cred că am, dar sunt subiectiv aici. Pe ceea ce înseamnă monumente, de exemplu, dacă vine Metropolia Moldoviș-Bucovinii, cu mănăstirile Sucevița, Moldovița, Voroneț, pe care le bagă, și sunt monumente UNESCO, astea prin grila de evaluare primesc între 10 și 15 puncte în plus, deodată. Adică, și nu știu dacă toți banii de pe ADR Nord-Est le ajung lor numai să modernizeze aceste obiecte. Eu nu zic că, că nu trebuie făcute. Sunt monumente de care suntem mândri, care aduc străini să le vadă, fac parte din tradiția noastră, din arta noastră, din tot ceea ce înseamnă istoria noastră și le respectăm. Dar părerea mea, și m-am zis, nu știu dacă am dreptate, sunt subiectiv, cred că ar fi trebuit date câte un obiectiv de instituție. Adică unul Primăria Roman, unul Primăria Piatra, unul Primăria Iași, unul Mitropolia Moldovei, unul Arhiepiscopia Romanului. Pentru că dacă vii cu 7 mănăstiri și fiind toate monumente UNESCO și din grilă te escaladează, îți dai seama că intri într-o competiție în care cu cine lupți. Aici e problema, aștept să vedem ce o să se întâmple și cum va fi. Noi vorbim pe POR. Porul are fonduri clar stabilite, are grile clar, sisteme de evaluare clare, deci aici nu se poate întâmpla nimic. Decât să vedem ce este, cât este și ce se obține. Da. E puțin, e puțin, așa am zis și eu. Da, vedem. Bani mai avem în bisterie, dacă ne rezultăm la finalul anului, că bănesc că investiții s-au terminat. Păi da, s-au făcut numai în prima parte a anului câte investiții și în toamna asta, iar au inaugurări, am avut, deci anul ăsta, slavă Domnului cât s-au făcut. Anul ăsta cred că s-au făcut mai mult ca anul trecut. Sperăm să încheiem anul cu bine. Închei Roma Vodă, iar ceilalți constructori cam de ce au făcut, cam și-au primit banii. Deci Primăria Roma nu este o primărie cu probleme financiare, dar nu este cornul abundenței, adică de unde iei și crește dublu. Nu. Primăria Municipiului Roman are nevoie de cofinanțări guvernamentale, județene, regionale, europene, așa cum am făcut întotdeauna și de asta mă zbat și în continuare să le obțin. La București am deschise piste de dialog foarte bune, cu fondurile europene am depus proiecte, vom depune în continuare, sperăm și relațiile cu Consiliul Județean să devină mai constructive, sperăm ca lucrurile să evolueze bine. Am văzut o apropiere așa între cei de la Consiliul Județean și Arhiepiscopia Romanului și inclusiv prin acel proiect prin care a fost copiii primiși. Să înțeleg că parteneriatul Consiliului Județean, Arhiepiscopia Romanului și Primăria Romanului în spital funcționează? Nu. Ăla e un obiectiv care nu poate fi făcut prin această colaborare. Ăla e un obiectiv extraordinar de mare care nu poate fi făcut decât cu fonduri direct de la Bruxelles și de la guvern. Da, să mai zbate altcineva în partea arhiepiscopiei, adică se mai poate... Și noi facem lobby și susținem. Dar nu există De finanțare nu. Există un demers în momentul acesta care se face cu finalizarea proiectului tehnic și încercarea de... Există discuții. Deci discuții există. Unele chiar avansate. Și cu șanse reale de a se...
Până nu văd, știți că eu nu mă arunc în afirmații, până nu văd. Documentația asta cine a făcut-o? Consultanți din București cu care arhiepiscopia are încheiat contract. Pe care arhiepiscopia i-a plătit. Da, arhiepiscopia. Și primăria Roman era cu o sumă destul de consistentă. Dar nu am venit deocamdată pentru că lucrurile nu s-au așezat. Și pe legislația actuală încerc să-mi iau toate măsurile de precauție, astfel încât să nu investim niște bani care să aștepte pe urmă lucrare peste 2-3 ani, iar banii să fie blocați acolo. Deci încercăm să fim foarte pragmatici, și, dar rămânem în colaborare, în sprijin, nu ne dăm deoparte. Este o intenție în analiză pentru funcția de parlamentar. Acum, sigur că vom vedea în perioada următoare în care dintre camere se va materializa. Așa, pentru dumneavoastră, ca și idee personală, nu vorbim despre un lucru. Lucrurile sunt la jumătate și vă explic de ce. Partea de senat are atribuții care se leagă de a reprezenta mai mult pe ceea ce înseamnă siguranță națională, apărare, politică externă, iar partea de Camera Deputaților se ține mai mult ce înseamnă instituții publice, administrație publică locală, dezvoltare regională. Deci dacă m-aș lega de atributul meu și implicarea mea, aș fi aproape de ceea ce înseamnă Camera Deputaților. Dacă mă leg de unele dezvoltări profesionale ale mele și de lucruri care îmi plac foarte mult să le fac, s-ar lega de Senat. Așa încât, în momentul de față, lucrurile sunt la jumătate. Dar va conta dacă vă prezint o anumită funcție? Cum? Dacă veți hotărâți către o anumită funcție, da, discuțiile se fac împreună și cu conducerea județului, din care fac și eu parte, și sigur, până la urmă, decizia va fi luată la nivel național. De unde și au pornit discuțiile pentru o eventuală candidatura mea. Citeam un interviu cu domnul Bojescu care afirma că acel proiect care a fost trimis la Bruxelles nu a fost aprobat. Ce intenționează administrația? Deși a trecut de cele două etape de eligibilitate și admisibilitate, el nu s-a încadrat pe finanțare. Suntem în discuție acum cu ruperea lui în două. Partea de fotovoltaice de a intra pe zona de energie durabilă, care este prinsă și în paiedul care a fost aprobat, iar partea de întreprindere socială pe program social. Deci încercăm. Noi am vrut să-l facem tot la un loc, ca un program integrat, frumos. Să știți că consultanții, inclusiv oameni de la Bruxelles, l-au apreciat. Dar și acolo există lobby. Știți că în România nu există instituția lobby-ului, din păcate. Uite, la Bruxelles, în Statele Unite, există acest mod de a lucra și contează foarte mult și pe cine ai acolo și poate să facă lobby și să susțină un anumit proiect. Dar, mă rog, căutăm soluții, important că noi avem documentația făcută și încercăm să o axăm pe diferite alte surse de finanțare. Care ar fi ideea la ogoarelor, spunea dumneavoastră, de semaforizare, montare de stâlp? Deci da. Se va pune un semafor. Da. Da, pentru că un sens giratoriu nu poate să se încadreze acolo. E strâns și pentru tiruri nu este loc de a se învârti în jurul sensului giratoriu. De singurul mod de a sistematiza, de a manageria acea intersecție este prin sistem semaforizat, dar un sistem semaforizat inteligent, care intră în funcțiune, mărește sau mișorează timpii funcție de informațiile care le primește de la trafic, de densitatea traficului, și atunci gestionează prin acele zone de trafic major timpii mai mari pentru fluență. Spuneți dumneavoastră că o să ne faceți niște surprize în septembrie, anunțându-ne investiții, locuri de muncă, inaugurări chiar. Ce puteți să ne mai spuneți? Păi pot să vă spun că... Și în ce s-ar concretiza?
Despre una v-am spus și mai devreme că eu așa sunt, până dumneavoastră mă ischitiți până vă spun. Una a fost cu TRV-ul, care este în fază avansată și la care se lucrează deja la proiectul tehnic. Una este cu Lidl-ul, care se lucrează deja la partea de documentație tehnică. Între aleia propriilor și drumul tămășenilor au achiziționat 14 hectare acolo și va fi baza logistică și de depozitare pe Moldova. Concret văzut în proiect. Da. Și încă una despre care se discută și despre care nu pot să vă spun în momentul de față, tot la fel de importantă și de mare, dar care nu e bătută în cuie și nu putem vorbi despre ea, pentru că s-a mai vorbit despre o chestiune mai devreme, s-a făcut o gafă și s-a discutat despre ea și respectivii s-au retras deja în momentul de față. Deci lucrurile despre care vorbesc și apar în presă, ei renunță la a mai finanța în zona respectivă. Da, îi v-am spus, ne oprim aici, așa. Pentru că aici un parteneriat mult mai larg, nu se oprește doar la asta. Da. Ea mai aduce încă una, în afară de aia, mai aduce una complementară foarte importantă pentru oraș. Așa încât eu cred în 2-3 ani de zile, dar deja în Roman nu mai sunt probleme cu locurile de muncă. În Roman vor fi nevoie de oameni pentru locurile de muncă. Dar deja în momentul de față vă anunț și mi-asum, în Roma nu cred că mai există șomaș. Sunt peste 200 de locuri de muncă, am colegi de-ai mei, oameni de afaceri care spun, șeful, să nu te mai aud că spui că nu sunt oameni care n-au unde munci. Îi chem și nu vor să vină să stea la muncă. Să dau salarii de 15, 17, 20 de milioane și nu vor să stea. Sunt locuri de muncă, sunt pe un anumit tip, unde se dau salarii în roman de 30-40 de milioane. Și nu se stă. Mă refer bucătari sau șoferi. Da? Și atunci i-au spus, nu se spună că trăiește greu. Atâta timp cât cu banii ăștia nu se stă în roman și nu vor oamenii să lucreze, înseamnă că e foarte bine. Spre asta e vorba. Probabil romanul va începe să se repopuleze, probabil va începe așa cum în anii de după Revoluție a început un exod de la nivel urban către nivel rural. Am înțeles și de la cei care au asociații din astea imobiliare că prețul a crescut foarte mult la apartamente și pe chiriș și pe vânzări. Am înțeles că un apartament cu 3 camere în Roman, în zonă centrală, se vinde între 45-50 de mii de euro, ceea ce înseamnă Iași deja. E așa, nu? Așa. Da. Deci prețurile au crescut foarte mult, sunt solicitări foarte multe, lucrurile s-au mișcat, chiriile la un apartament cu 2 camere sunt de la 200 de euro. Deci înseamnă că romanul merge pe un trend bun. Dacă economic lucrurile vorbesc deja de sume la care nu se putea vorbi în urmă cu 7-8 ani. În prelungire la ceea ce a afirmat, spuneați la întâlnirea cu stranierii că veți analiza cu aparatul de lucru specializat o posibilitate de stimulare cu terenul, cu facilități, ați mai discutat? Din moment ce avem solicitările acum pe masă și avem deja multe solicitări, stăm liniștiți cu facilitățile. Când nu ai, provoci. Dar când ai solicitări și avem, mulțumim lui Dumnezeu, în momentul de față avem solicitări. Ceea ce e bine. Vor fi zilele toamnei, ziua repoltei, aveți intenție să organizați și anul în octombrie? Nu. În luna octombrie nu cred. Nu mai. Dar în septembrie au fost. Au fost în prima parte, nu au fost sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, am avut manifestări. A venit prea multe petreceri noi vor, mai trebuie să-și muncim, că noi la români dăm zile libere din calendar, când e Sfântul Cutare, când e Sfânta Cutare, când e ziua națională a Indoneziei, facem liber, mai stăm un pic, căutăm, avem la zile libere în calendar, nu mai știu când muncim. Am înțeles că, nu știu în ce țară din Europa, acum s-a propus să se lucreze și sâmbătă prima jumătate a zilei. Și noi vrem să ne luăm ca suedeză și vinerea liber ne-am luat. Suntem în plin avânt economic. Du-i economia
și ne obosește duduitul, vrem să ne retragem în zone liniștite. Nu, este de treabă, o să vedem noi mai încolo, noiembrie, decembrie. Pregătim poate în decembrie, de ziua națională, să fie ceva foarte frumos. De zilele iernii, nu? De zilele Crăciunului. Avem niște planuri foarte frumoase, suntem în discuții foarte frumoase. Un târg permanent care să funcționeze în și, casă. Și. Și un târg cu căsuțe specifice? Ceva, ceva frumos o să vedeți. Ceva frumos încercăm. O scenă cu spectacole în piață? Frumos, frumos, frumos. O să fie. O să fie frumos. O să fie frumos și la vară caldă. Da, suntem în fază de analiză, birou evenimente speciale. Discută, vede, ne propune, analizăm, tăiem, adăugăm și vrem să facem ceva frumos. Să fie foarte frumos și la Roman, nu numai la Sibiu. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, nu aici. Da. Vă mulțumesc și eu, vă urez o zi bună și o săptămână bună.